Temăriți? Da. Cu Panait Băcanul. Îl iubești? Crede-mă pe cuvânt, o să-ți distrug și viața ta și o să distrug și pe mea. Nu o să fii fericită. Bă, o să fiu. Dacă am zis că o să fiu, o să fiu. Nicolina, viața nu e o joacă. Ce ești tu gata să faci azi, o să te nenorocească. Nu poți să te măriți azi și mâine să dai înapoi. Dar nu o să dau înapoi. Și ce o să faci? Ce o să faci? O să plângi de dimineață până seara pentru că te-ai măritat cu un om pe care nu-l iubești? Dacă tu te-a pus? Panait e un om bun. Dar nu te iubești așa cum te iubesc eu. Eu sunt gata să renunț la tot, să nu mai fiu ofițer. Să avem un loc al nostru, o casă, să facem copii. Nu te cred. Ba să mă crezi. Eu am plecat din misiune. Am plecat din misiune că am aflat ce era să faci. Și dacă află colonelul Ciucurescu despre asta, mă dă afară din armată, mă bagă la carceră. Știi ceva, Niculina? Nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău pentru că te iubesc și vreau să fiu fericită. Nu vreau să te nenorocești. Și eu ce să fac, domnule Stere? Ce să fac? Să nu te mai măriți și să vii cu mine. Nu mă așteaptă Panait. Lasă-l să aștepte, vină cu mine. Și îl las așa? Niculina, gândește-l la viitor. Gândește când o să fim doar noi doi, îți jur. Ciur pe cea mea mai sfânt, că eu n-am iubit pe nimeni așa cum te iubesc pe tine. Doamne, ce să fac? Niculina, uite-te la mine. Îți jur pe viața mea că o să fii fericită. Îți jur pe viața mea că nu o să te fac să suferi. Și jur pe Dumnezeu din ceruri că te iubesc de-mi sare inima din piept. Spune-mi, dumneata, ce să fac și fac. Vino cu mine, haide. Da, taicu! Ce să zică taicu? Taicu o să moară. Nu. O să-l caut eu și o să explic, o să înțeleagă. Haide. Stai. Lasă-le, lasă-le, haide cu mine. Ce ai acolo? Haide. Curaj. Adică, ai curaj. Intră, poftim. Dar ce să zică lumea? Care lume? Nu se vadă nimeni. Adică... Domnul Lucre, ați venit? Doar... Feciorul. El e feciorul. Vintilă. Vintilică sau lică? Vintilă, ia Niculina. Să ai grijă de ea, că de ochii din cap, că... Da, da? Du-te. Stai. Adu niște mâncare și niște vin. Acum. Vintilă? Aici. E... E băia bună. Văz. Da. Așa sunt servitorii. Da. Da. Adică nu. Niculina. Tu acum... Nu mai ești servitoare. Ești iubita mea. Chiar sunt? Niculina, casa asta e a ta. Dă-mi voie. Îmi place când zâmbești. Ai un zâmbet foarte frumos, ești. Ce-i?
Nimic. Și mie îmi place cum râzi. S-a întâmplat ceva? Te-ai speriat? De mi-e ce? Frică de dumneata. De mine? Care aș face orice ca să fii fericită? Știu și eu, poate că ziceți vorbe. În primul rând, încearcă să-mi spui stere. Nu e atât de greu. Stere Niculina. Niculina. Stere. Stere. E, ai văzut? Deja acum ne cunoaștem mai bine. Dumneata ți-l la mine? Dacă ți-l la tine? Eu țiu la calul meu, la țiu la Lică. Pe tine te iubesc. Pe tine te iubesc. Și în ultima vreme? Nicol. Am fost un prost. Am încercat să te uit. Dar n-am putut. N-am putut pentru că... N-am putut pentru că... Pentru că n-am putut. Servește-o întâi pe domnișoara. Stai jos. Niculina! Nicol. Mulțumesc. Ești cea mai frumoasă fată din lume. Chiar crezi? Dacă cred? Dacă nu credeam asta, nu eram aici cu tine. Eram în misiune cu camarazii mei, acolo ar fi trebuit să fiu. O să vorbești cu taicu, așa ai promis. Cum? O să vorbești cu taicu. Da, dacă am promis, o să vorbesc. O să stai aici cu noi. Adevărat? Da, avem multe odăi libere și... Ce bun ești tu, stere. Panait vrea să-l lase în stradă. Panait nu era de tine. Ce faci? Mă așezasem acolo, da?